20 de câini pot fi salvați din adăpostul Dani Flor dacă vor fi adoptați de iubitori de animale. În parcul din piața Dacia va avea loc sâmbătă între orele 10 și 12 al doilea târg de adopții canine organizat în acest an de primăria Timișoara. 20 de câini, care au carnete de sănătate, vaccinați, sterilizați, microcipați, își vor aștepta noi stăpâni. Târgul de adopții canine va avea loc în acest weekend în parcul Dacia. Intenționăm ca în continuare să realizăm aceste târguri de adopții canine bilunar, pentru că există un succes realmente al acestor târguri. Data trecută am reușit să dăm spre adopție 11 căței și încercăm ca aceste târguri să se desfășoare în cât mai multe zone din Timișoara, tocmai pentru a avea acces mai mulți cetățeni la adopția cățeilor. Câinii deparazitați, sterilizați, câini care, sigur, în momentul de față se află în adăpostul de la Dani Flor, însă cu siguranță pot să aibă o viață mai bună în măsura în care cetățenii orașului se orientează către acest serviciu de adopție. Și eu cred că pe măsură ce vom deveni mai responsabili cu toții în cadrul orașului, această problemă poate fi rezolvată și prin intermediul acestui serviciu de adopție. Aceste târguri organizate de Municipalitatea Timișoreană poartă deviza și mie îmi stă bine în lesă.